Războiul dintre Lino Golden și Alex Velea nu s-a încheiat. Ce mesaje și i-au mai trimis artiștii? Războiul dintre Lino Golden și Alex Velea nu s-a încheiat. Ce mesaje și i-au mai trimis artiștii? Războiul dintre Lino Golden și cuplul format din Antonia și Alex Velea este departe de a fi încheiat. Totul a început în urmă cu două luni, atunci când Lino Golden a anunțat că a terminat prietenia cu Alex Velea. Lino Golden reacție acidă la adresa Antoniei și a lui Alex Velea. Deci toată lumea credea că lucrurile s-au mai calmat între artiști. Lino Golden vine cu o reacție acidă la adresa Antoniei și a lui Alex Velea. Băiatul de aur i-a făcut falși pe cei doi artiști, care practic i-au fost părinți adoptivi. Mai bine solo decât înconjurat de oameni falși. 2020 Oaciur Beax, a fost mesajul postat de Lino Golden, semn că războiul este pe departe. De a se încheia prea curând cum a pornit războiul dintre Alex Velea și Lino Golden. Alex Velea a postat un filmuleț pe canalul său de YouTube în care a prezentat motivul pentru care el și Lino Golden nu mai sunt prieteni. Am fost nevoit să-mi pun reputația în jos, să rezolv aceste probleme, cu artiști sau cu diverse persoane, pe care ei le-au creat, mai ales Lino. Văzând această transformare a lor, speram să nu se întâmple ce s-a întâmplat, deci mă așteptam la. Asta. Una dintre probleme este că ei și-au dorit să rămânem în Golden doar noi trei, deci atunci când au venit ei erau în formulă și prieteni de-ai mei foarte buni, care i-au susținut și i-au iubit, a declarat Alex Velea. Alex Velea a mai mărturisit că băieților li s-a urcat la cap succesul. Am văzut în ei talent și ambiție. Le-am oferit exact ceea ce îmi doream pentru mine în copilărie, sprijinul cuiva care să mă ghideze în această industrie. După mai multe eșecuri care s-au întins pe mai mulți ani, într-un final băieții au reușit și cu toții ne-am bucurat de reușita lor. Faima și succesul îți pot influența caracterul și, dacă ești slab, o să începi să crezi că ești superior. A mai zis artistul.